Astăzi voi merge la fabrica Mobil Flock să vă arăt cum sunt construite husele noastre să fie cele mai rezistente de pe piață și voi face și un tur rapid al spațiului care cu tot cu unelte depășește 2 milioane de euro. Ok, deci am aterizat în Ungaria, acum trebuie să iau un taxi să merg la birou, să salut pe toată lumea, iar apoi mergem direct la fabrică pentru că vreau să fac astăzi un tur și să mai împachetez niște mystery box-uri și dacă vă uitați la vlogul ăsta și vă comandați acum mystery box, e foarte posibil că eu să vă livrez comanda pentru că urmează în zilele următoare să și livrez câteva comenzi. Hello! Are același volan ca mine. Bye! Goodbye! Ok, doar ce am ieșit din taxiul ăla. Și vreau să vă zic că unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai puțin sunt să merg în spate la mașină, pentru că mi se face rău de când eram mic și e oribil. Efectiv. Și suntem aici cu Matty și cu Marty. Bye. Și acum, înainte să mergem la fabrică, trebuie să ne oprim la un iStyle de-asta de-a lor de aici, pentru că vreau să cumpăr o husă de la Apple, pentru că în video de mâine vreau să compar husa de la Apple, care e probabil cea mai vândută, că de fiecare dată când îți cumperi telefon, te întreabă ea dacă vrei să-ți cumperi și husă repede și ți-o bagă pe aia pe gât, cu husa noastră, de la Mobil Flock, să vedem care e mai bună, deși știu deja răspunsul, dar niciodată nu strică un test. Ok, deci trebuie să cumpărăm două iPhone-uri, pentru că vreau să le pun cap la cap. Unul husă Mobil Flock, unul husă Apple. Să vedem care e mai rezistent. Acum am ajuns la fabrică și o să facem un tur, să vă arătăm cum facem husele, cum le pregătim, ce primiți în fiecare pachet și de ce sunt atât de bune. O să vă arăt puțin înainte, dar urmează să fac și un tur complet, să prezint tot ce avem aici și cum se fac husele de la zero, pentru că husele Mobil Flock sunt făcute direct din materiale, nu sunt cumpărate din alt loc și de asta mi se pare că ar fi foarte interesant să vă arăt pe vlog și cum sunt făcute. Aici sunt rebuturile, adică dacă o husă nu a ieșit cum trebuie, dar de exemplu asta nu a ieșit cum trebuie, este băgat aici și după aia o să se distrugă și o să se recicleze. Păcat. Ok, și acum să vă arăt procesul prin care facem husele. Toate husele încep așa, în formă de granule. Granulele astea sunt comandate de undeva din Europa, dar nu vă putem spune de unde, pentru că avem și noi niște chestii confidențiale. Granulele sunt luate de aici, duse prin furtunul ăsta și iese direct spatele husei. Și de aici a ieșit direct spatele husei, ies câte două în fiecare beci, se pun aici, sunt verificate să fie totul cum trebuie, se sortează, iar apoi trecem la pasul următor. Aici avem al doilea rând de granule, din câte vedeți sunt câteva negre, pentru că aceste câteva granule negre dau culoarea bumperului, de-aia este negru. Acolo puteți vedea forma telefonului și acolo să vedem unul cum este făcut în timp real. Deci acolo spune spatele husei, după aia închidem și lăsăm mașineria să-și facă treaba. Acolo o să-i punem marginile acelea care sunt foarte rezistente. Farmecul huselor vine mai mult de la margini. Aici avem husa aproape gata, îi mai lipsește doar inelul acesta care protejează camera. În rest, după ce punem inelul, husa este aproape gata, mai trebuie doar să fie puse butoanele pe care poți să le alegi tu ce culoare vrei. Din câte ați văzut, fiecare husă iese cu puțin exces și excesul ăsta se reciclează ca să facem alte huse din el. Din câte vedeți, rămâne destul de mult. Aici avem câte o matriță pentru fiecare telefon. Uite, asta de exemplu este pentru iPhone 11 Pro Max. Și tot așa. Deci spuneți-mi și voi ce telefoane aveți, ca să știm și noi ce alte matrițe să mai cumpărăm ca să putem să facem huse pentru toate telefoanele. Asta e scopul, ca toată lumea care vrea să aibă o husă rezistentă să-și protejeze telefonul, să o poată cumpăra de la noi de pe site. Și aici fiecare inel este verificat să nu se rupă, ca să fie rezistent și să poată să protejeze camera, pentru că altfel ce rost ar avea. Și așa se pune. Hai să vedem unul. Ne asigurăm că toate sunt perfecte. Gata, nu mai scoate nici dracu de aici. Ok, iar acum am ajuns în camera de printat și aici se întâmplă magia, pentru că aici se personalizează fiecare husă. Din câte știți, puteți să vă alegeți ce design vreți voi sau puteți să alegeți unul dintre designurile pe care le avem noi deja pe site. Avem aici husa care este goală, nu are absolut nimic printat pe ea și puteți să deschidem aici un printer, iar apoi o să fie printată, doar că din câte vedeți, acest printer este pentru Samsung A52 și noi avem aici o husă de iPhone 12 Pro. Ceea ce înseamnă că nu-l putem folosi. Luăm de aici un de ăsta de iPhone pe care o să trebuiască să-l punem în printer, apoi husa se fixează aici cum trebuie. Imprimanta o să facă toate designurile în același timp și o să le eliminească pe fiecare cum trebuie.
Asta a fost gata acum 2 minute și deja poți să le atingi pentru că urmează să fie trimise pentru ultimul pas și anume bumperele de la fiecare colț. Așa arată Gustav Fix după ce a fost printată. Se duce la quality check și după aia se vor pune butoanele ca să poată fie trimisă către voi. Din câte vedeți aici avem mai multe modele, pe asta țin mâna pentru că este unul personalizat și poate persoana care a comandat Husa nu vrea să apară pe vlog, dar vedeți aici că avem mai multe modele și în ultimul timp am început să avem și din acestea transparente în care avem și print și rămâne și transparent. Fac de bine arată asta, prima oară când o văd. Și desigur că avem și o husă din colecția mea. Dacă nu v-ați luat încă, aveți linkul în descriere. Nu o să mai rămână pentru mult timp pe site, pentru că vreau să fie limitate, deși am văzut că deja le-a cumpărat foarte multă lume. Chiar vreau să mă întâlnesc cu unii dintre voi care v-ați luat husă din colecția asta. Asta este tot warehouse-ul cu printere. Deocamdată avem 28 de printere care printează undeva la 6-7 huse în același timp. Și singurul lucru pe care pot să vi-l zic așa să-l divulg este că costă în jur de vreo 50.000 unul. Deci faceți și voi un calcul. Anul trecut aveam vreo 20, dar s-au mai cumpărat încă 8 ca să putem să producem mai multe, pentru că cererea a fost din ce în ce mai mare. Și acum am ajuns la cea mai tare parte. Avem aici franjele special făcute pentru Mystery Box. Așa arată cutia când vine. Stați puțin să vă arăt și înăuntru. Și după aia înăuntru aici o să aveți husa. Haideți să vă arăt și cum se împachetează. Calculatorul ăsta vine comandat, cineva o împachetează cum trebuie, iar apoi dacă este o comandă cu Mystery Box, lucru pe care poți să-l faci dacă bifezi de acolo Mystery Box, o să aleagă un cadou și o să-l pună în același pachet. Pentru cine nu știe, Mystery Box-ul este valabil doar luna asta și o persoană care își va lua Mystery Box o să fie aleasă și o să-i livrezi eu special mașina mea, BMW-ul seria 1 pe care l-am colantat singur, dar pe lângă asta primește și ceva în plus. Și anume, avem aici toate cadourile disponibile și începem de la primul, care este un lazy strap. Asta e super bun pentru festivaluri, îl legi de telefon și poți să-l ții super ușor la mână. Avem mai multe modele, deci sigur o să vă placă unul din ele. Apoi avem un body strap care arată cam așa și poți să-ți pui telefonul în jurul corpului și e super ușor să nu-l scap la festivaluri. Apoi avem cablurile noastre speciale, sunt și pentru Android și pentru iPhone. Așa arată un cablu. Este cel mai rezistent cablu de pe piață, poți deși, nu o să spun ce poți să faci cu el, dar e foarte rezistent, nu o să se rupă deloc. Pe lângă asta avem și un produs special, niște cărți Uno, modificate să fie cu Mobile Fox. Deci dacă vă place Uno, sper că o să vă bucurați dacă primiți asta, pentru că e un fel de joc amacao, știi sigur să-l jucați. Alt cadou pe care puteți să-l primiți este o folie de sticlă. Aceeași folie de sticlă o am pusă și eu pe iPhone-ul meu și din câte vedeți, nici măcar nu se observă, dar protejează telefonul foarte bine, pentru că se sparge tot timpul înaintea ecranului. Și nu în ultimul rând avem aici un produs nelansat, ProPlug-ul. Este un adaptor de fast charge de 20W, care funcționează foarte bine. Pe asta încă nu puteți să-l cumpărați, o să fie în curând pe site, puteți să-l primiți doar la Mystery Box. Și o părticică specială, limitată și semnată de mine, din G-Class. Astea sunt din G-Class-ul pe care l-am distrus, aveți clipul pe canal dacă sunteți curioși. Pe lângă toate astea, nu contează ce cadou primești, pentru că la sfârșit o să fie ales unul dintre troși și ăla o să primească mașina, o să-i livrezi eu special și dacă nu-i place colantul, o să-i dau și niște bani în plus să-l dea jos. Deci aici avem husa, o să fie împachetată, se adaugă cadoul, văd că a primit un ProPlug. Cam puternic. Fiecare cadou pe care poți să-l primești, cred că costă în jur de 100 de lei și opțiunea costă doar 25. Dar nici aia, dacă folosești codul SBURC, o să-ți dea reducere fix cât costă aia de Mystery Box. Iar apoi tot pachetul o să plece pe banda noastră magică și o să vedeți imediat de ce este așa magică banda. Fiecare comandă trece pe acolo, este scanat codul fix de către lumina aia, iar apoi un calculator vede în ce țară trebuie să fie trimisă și avem aici pentru fiecare țară în care livrăm și asta cred că o să fie de Grecia, nu? Și uitați ce se întâmplă când... Iar apoi toate pachetele astea merg la curier și direct către voi. Și cam asta a fost turul fabricii. Am făcut astăzi o husă de la zero și avem aici un iPhone 9, căruia mâine o să-i facem un test de durabilitate și o să-l comparăm cu o husă de la un competitor de al nostru foarte mare, să vedem care rezistă mai mult. Scrieți-ne și voi dacă aveți vreo idee de test la care vreți să punem acest telefon și acum ne întoarcem în Budapesta să ne vedem cu Kevin, CEO. Am terminat treaba de la fabrică, am filmat și câteva reclame pentru TikTok, deci dacă vă apar să dați voi like acolo că o să ajute la algoritm.